Vedeți ce n-ați văzut. Pentru că suntem în pandemie, iar viața e frumoasă, să o primim cu cele mai puternice aplauze pe Bia Khalifa. Bună tuturor, bogați și săraci. Sărachilor. Eu sunt Bia Khalifa. Cine nu mă știe, probabil este în grupa celor vulnerabili la COVID. What the f***? Acea cortină roșie, murdară, roasă de moli, pornește de la dreapta mea către stânga mea și pe un scaun extraordinar apare o fată îmbrăcată sumar. Îmbrăcată? Cum să zic? Îmbrăcată? Care a venit? Nu, a venit acoperită. Da. E mască cu chilot sau ce? Mască cu chilot? Da, avem fumul, dar eu am înțeles că eu sunt o persoană destul de sinceră. Odată l-am cunoscut pe unul, era puțin mai frumos ca dracu. Asta până după ce am aflat câți bani are. O stai lângă mine și eu n-am văzut. Pe bune? Eu am fost prima fată cu OnlyFans din România și nu vreau să mă laud, dar... by the way, cine nu știe de OnlyFans, este o aplicație, o platformă în care ne expunem. Da? Și lumea intră să vadă și plătește. Nu vreau să mă laud, dar... Mulțumesc mult! Nu vreau să mă laud, dar... abonamentul meu este mai scump ca... nu știu câte, la Netflix. Și chiar nu vreau să mă laud, dar... Netflix-ul s-a abonat primul la mine, eu am fost a doua. Ba nu, glumesc, am fost a 10. Am văzut că se tot înscria așa lumea în dragi și am zis că să văd și eu ce e acolo. Mi-a plăcut. Am fost gen persoanele alea care își dau singure like la poze și chestii. Sunt curioasă ce își mai dau la propriile lor poze. Ar fi interesant de filmat, de postat, de ce nu, și să-și dea like din nou. Ce? Un pic plictisită. Nu plictisită. Suficientă. Eu stau în Albania. În mare parte din timp. Acolo fac multe acte de caritate. De exemplu, odată am dat unui sărac geanta mea preferată, ochelarii mei de soare preferați și m-am simțit super ușurată după ce a băgat cuțitul la loc în geacă. Am stricat gluma. Și când m-am întors în țară, toți artiștii au vrut să mă agațe. Unul a venit cu... dar nu era mașină, era un hârb, nu știu ce era. N-am vrut să mă urc oricum în mașina aia și am zis, știu că oricum n-ai avut concert în ultima perioadă, doar că, nu știu, pare așa sărac că rățuștele din Cismigiu îți aruncă cu pâine, like, la modul ăla. Și pare așa sărac că îți iei mâncare second hand sau efectiv și mai rău, ești dator la... profa de sărăceză. M-am simțit bine să îi spun chestiile astea, doar că după am aflat că era producătorul la emisiunea asta și da, mi-a zis să vin să stau aici nude artistic și am zis că nu discut. Și n-am discutat, am venit. Acum puteți să trageți cortinele sau ce sunt astea, pentru că am obosit și trebuie să îmi păstrez energiile, nu am foarte multe energie și da. Trebuie să le păstrez pentru alte chestii. Atât? Excelent! Acea finalizare?